Astăzi 9 aprilie 2017, Duminica Florilor. O sărbătorim la mănăstirea cu hramul Sfânta Parascheva din comuna Roșiori, satul Valea Mică, ctitorie a colonelului în rezervă Ioan Nica, pe teritoriul proprietății personale, executată în întregime de către dânsul, fiind și inginer constructor, care se află în fața mea, mai înainte a tras clopotele, la această mare sărbătoare de azi participă și un grup de studenți basarabeni în Republica Moldova, care învață la Universitatea din Bacău, Universitatea Vasile Alexandrii. Am trecut pe sub clopotniță. Un peisaj destul de frumos, zonă pădure, deal. Așteptăm din moment în moment ca părintele Orga Daniel de la Adâncata Suceava, care de fiecare dată când este invitat participă și slujește la această biserică. În spatele bisericii este Casa Armonia, casă de locuit pentru cei care vin pe aceste meleaguri. Liturghia încă n-a început. Dați privire, știi, frumoasă. Domnul colonel, un mare patriot, fost coleg de partid cu noi la România Mare, astăzi la Partidul Comunist Român, secolul 21. Aceasta este Casa Armonia. Dânsul a arborat drapelul României și două drapele mai lungi. O casă cu parter, cu subsol, cu parter și etaj, unde sunt suficiente camere de locuit. Acolo, în depărtare, se văd niște coroane. Acolo este, sunt părinții domnului coronel înmormântați. O pictură pe la partea din spatele bisericii cu Arhanghelul Mihail. Și în depărtare, priveliștea satului Valea Mică. Foarte frumos. Așteptăm să înceapă slujba. Aici este holul sau balconul lung al Casei Armonia. Domnul colonel a amenajat aici și o bibliotecă. Care cuprinde o serie de cărți, documente destinate studiului pentru cei care au posibilitatea să locuiască aici. Da, interesant. La această sărbătoare de azi am fost însoțit de colegul nostru Ioan Enășoaie. Mai departe să luăm în cadru și
sala de mese. Sala de mese aici în dreapta. Care este pregătită de fiecare dată să servească masă, să primească enoriașii cel puțin 150 de persoane. Aici unde sunt imagini cu toți voievozii din Dacia Antică până în prezent. În centru este cina cea de taină. Avem aici posterul marelui rege al Dacii Burebista, Orleos, Dromihete, Burebista, iar din nou Deceneu, Catiso, Coson, Comos, Sicus, Dicomes, Alexandru cel Bun, Roman I Mușat, domnul al Moldovei, Bogdan I, în colț, descălăcătorul domnul al Moldovei, Dragoș Vodă, Lascu Voievod, Petru I Mușat, Petru al III-lea Aron, Petru Rareș, Bogdan al III-lea, Bogdan al II-lea, Ștefan cel Mare, Vasile Lupu, Moise Movilă, Gheorghe Ștefan, Gheorghe Duca, nu le-am luat într-o ordine cronologică imagini, dar mă rog, Mareșalul Antonescu, Mareșalul Averescu, generalul Petre Dumitrescu, Constantin Prezan, general Eremia Grigorescu, Nicolae Macici, Nicolae Dăscălescu, general Gheorghe Avramescu, Ioan Vodă cel Cumplit, da, toți voievozi, Moldovei, Țările Românești, Constantin Brâncoveanu, Șerban Cantacuzino, Dumitrașu Cantacuzino, Constantin Cantemir, Gheorghe Bibescu, Ionice Sandu Sturza, Constantin Mavro Corda, Dimitri Cantemir, foarte mulți, Matei Basarab, Radu Mihnea, Radu Șerban, Leon Tomșa, Alexandru Lăpușneanu, Petru Cercel, Radu de la Ahumaț, Mircea Ciobanu, foarte mulți, toți voievozi și domnitorii țărilor române, Avram Ianu, Craiul Carpaților, Mihai Viteazu, Matei Corvin, Irimea Movilă, Petru Șchiopu, Despot Vodă, Horia Cloșca și Crișan, Gheorghe Dojă, Tudor Vladimirescu. Și am ajuns cu cine am început. Mihnea cel Rău, Radu cel Mare, Negoi Basarab, Teodosie Basarab, Vlad Țepeș, nelipsitul domnitor Iancu de Hunedoara. Și am ajuns din nou la Mircea cel Bătrân. Așa mai departe. O curiozitate deosebită reprezintă pictura tavanului acestei încăpere, acestei săli de mese, cu
cu toate constelațiile Universului. Nu știu dacă pot lua în cadru tot. Aici se vede bolta cerească care vrem de pe Terra. Să iau așa într-o... Constelația Leu, Leu Minor, Ursa Major, Hercules, Botes, Corona Borealis, etc., etc. Foarte frumos. Sistemul solar, foarte bine pictat, realizat la inițiativa domnului colonel. Trei rânduri de mese care așteaptă să fie ocupate pentru a se servi masa de către Nuriaș. Fiecare dată cel puțin 150 de persoane. A patra masă aici din față, unde va sta preoții și cei de lângă care slujesc la altar. Și nu numai. Aici avem închisorile cum spune dânsul, închisorile ideo-comuniste. Așa un pic spațial. Mai multe detalii ne va prezenta domnul colonel. Și aici are o hartă, nu știu ce reprezintă. Este un cadru mai adecvat. Două vorbe importante trebuie să le auzim numai decât din gura domnului profesor Popa, care astăzi a fost prezent la Strâmba cu grupul înființare dumnealui, Asociația Ștefan cel Mare și Sfânt de la Baia, Suceava. Spuneți, domnul profesor, ce vă leagă de veniți frecvent la satul Valea Mică, că așa îi spune astăzi, la domnul colonel Nica? În primul rând aș vrea să precizez că Societatea Culturală Ștefan cel Mare Baia a fost fondată și pentru scoaterea în evidență unor mari personalități ale României care, din păcate, sunt neglijate și sunt lăsate deoparte. De aceea suntem azi prezenți aici și suntem alături de domnul colonel Nica, unul mare român, un mare patriot, cel care a cutorit aici la Strâmba un adevărat edificiu cultural religios. Sunt puține personalități, persoane care fac ceea ce a făcut domnia sa. Domnul colonel Nica merită tot respectul nostru și de aceea venim în fiecare an cu mare dragoste și mare respect. În acest an am venit cu Ștefan cel Mare, pe care am încercat să-l aducem pe pământ. Ștefan cel Mare care este uimit și supărat în ceea ce se întâmplă cu România și cu țara noastră. De aceea am încercat să-l aduc în memoria
colectivă, memoria publică, pentru că este unul din cei mai mari patrioți, cei mai mari români care a avut România vreodată. Pentru salvarea situației în care se află România, pentru că România, de fapt, se află pe marginea prăpăstii, în momentul de față. Și pentru salvarea României trebuie o personalitate similară cu Ștefan cel Mare, care se părea râi de țări. Domnul colonel face eforturi foarte mari pentru a organiza o asemenea manifestație, de asemenea univers și de asemenea cu asemenea încărcătură emoțională. Este o manifestație religioasă, culturală, patriotică și tot ce vezi dumneavoastră. Și de aceea îi mulțumim foarte mult și dorim să mai întâlnim asemenea personalități. De fapt, sunt foarte puține asemenea persoane care sunt cunoscute și care fac asemenea gesturi. Noi îi mulțumim foarte mult și cu ocazia, probabil, cu ocazia Hramului de Sfânta Paraschivă, vom fi prezenți din nou. De asemenea, doresc să anunț pe această cale că Societatea Culturală Ștefan cel Mare, Baia, dorește să organizeze în această vară o manifestare națională de renașterea culturii naționale, marcată în primul rând de împlinirea a 550 de ani de la bătălia de la Baia, bătălie marcată prin victoria drobitoare a lui Ștefan cel Mare împotriva regelui ungar, Matiaș Corvin, care a venit să cucerească Moldova și care, dând peste Ștefan cel Mare, și-a găsit nașul. Acum, Societatea Culturală Ștefan cel Mare dorește să organizeze în acest an un eveniment de mare amploare, un eveniment național, un eveniment de renaștere a conștiinței naționale. Evenimentul este marcat, în primul rând, de împlinirea 550 de ani de la bătălia de la Baia din 1467, atunci când Ștefan cel Mare a zdrobit oastea lui Matei Corvin, care veni să se cucerească Moldova. Dorim să facem un parteneriat, în primul rând, cu Uniunea Veteranilor de Război din Bacău, pentru organizarea acestui eveniment. De asemenea, facem apel la persoane care au simțul patriotic, spiritul patriotic și dragoste de țară, să ne sponsorizeze cu cât pot și ei, să ia legătura cu mine prin domnul colonel Cojan de la Bacău, pentru a putea organiza un eveniment de amploare națională, în care să fie un moment zero de începere a reconstrucției conștiinței naționale românești. Vă mulțumesc! Domnule colonel, mulțumim foarte mult pentru interviu și vă așteptăm la Baia, pentru că dumneavoastră ați mai fost la Baia, în apropiere de Baia, de fapt. Cu multă plăcere! Cu acest prilej, domnul Ioan Înășoai, colegul nostru de partid la colaborator cu domnul colonel Nica, are și dânsul câteva cuvinte frumoase de laudă la adresa domnului colonel, pe care vrem să le auzim. De fiecare dată, când domnul colonel Nica Ioan organizează un eveniment, cu ocazia unui eveniment deosebit la biserica și la mănăstirea pe care a tipărit-o, putem să spunem că este un eveniment de înaltă moralitate, de înaltă spiritualitate și credem că poate fi un exemplu pentru fiecare eveniment ce se dorește a fi eveniment cultural. Aici am fost de față la evenimente, la un eveniment patriotic de înaltă spiritualitate. Nu vreau să spun mai mult, domnul colonel este foarte cunoscut în Bacău și nu numai în Bacău, pentru evenimentele care le organizează. Vă mulțumim! Cu plăcere! Începe Sfânta Liturghie. Thank you.
Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Lucrarea aceasta, țara aceasta, pentru toate orașele, satele, sunt de grădință, vedeți în drept Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru bună domnia văzduhului, pentru care a luat pământ, pentru vremuri pașnice, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Cei grăciuri întuși, șapte ape, singuri duși, cei bolnavi, pentru cei pierduși, pentru cei iubiți, pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm. Doamne, care a dus-o a tine, a cineva, și a dus-o în satul mai aproape,
cazul pacient, adică comun. Să punem haine de jertfă, de tatana, de turnă, așa, să fim de haine, ne-am părzit acelea. Și avem șapte păcate, cel mai mari, și cel mai mare păcat este strânare. Și plină lumea de păcate de circa. Peste 5-7-8 ani, va veni 7 miliarde de oameni pe întreaga lume, vor ajunge toți nebuni, vor ajunge toți niște de unde merge și unde vine, vor ajunge oameni care nu mai pot niciodată. Și au și început, la începutul am respect, la vremea vremii, și de vremea 1000 de ani, vremea 2000, a doilea 1000 de ani, toți se vor lepăda de Hristos, toți se vor lepăda de Dumnezeu și toți pentru că păcatele sunt mai dulci. Observați dumneavoastră, copiii nu ascultă de părinți, dar nici părinții nu ascultă cum se de copii. Când eram mic, a fost om trăpărit, ne văd sub trătarea, făceam baie și ne ducea la Sfânta Biserică cu tata, cu mamă, zece și mergeau numai noi, între satul, nu încă pe o biserică. Acum biserică goază. Omul se pleacă la distracție, omul se pleacă la păcate. Mai ales acum, când este în creștine și cu mine, și acum Dumnezeu știe ăștia o vinere și fac acolo. Lângă treaba care o fac, mai fac în ceea ce nu se atinge. Și bărbatul la fel, și atunci am ajuns ca să ne urâm unii pe altele, ne dușmănim unii pe altele, arăși dragostea multora, să nu mai înțelege. În casă o să fie dragoste și unire, cum spune Dumnezeu Tatăl. În casă trebuie să fie rai, nu mai este rai. Femeia, tu de la dracu, tu de la putare, mă bui, mă drebă, mă bacă, mă, așa e credința astăzi. Ceartă, ură, dușmănie, nu este dragoste, nu este iubire, nu este mica care este în casă, trebuie să fie rai, dar nu mai este rai. Omul se smea la Sfânta Biserică, pentru de ce avem patru posturi creștine. De ce să avem patru posturi? Patru rază Sfintei Cruci. Nu-i mai posibil. Înainte se spăla cu cenușă, farfurine și oale, și începea postul până la far. Acum nu mai știu de post, nu mai știu de nimic, nu mai știu de nimic. Da. Dar m-am întrebat pe mine. De mine, cum am zis, era Pascua. Pe vorbăm de stare, cum am zis, tu vizea, tot vizea. Și când vine, zile foarte grele, se bolnăvesc oamenii, dar înainte ai să vezi pe drumuri, mergând, vorbind singur, nebun de ea. Început de acum la an 2000. Eu am deșert de tot ce. Niciodată de ce e dintre și eu sunt așa mulțumit de învăr. Și în concluzie, am înțelegere cu Părintele Hoza, pentru că îți fac și un protocol, ca încă 20 de ani de aici acolo să vină la mine. Am pregătit, mulțumesc domnul profesor care vine cu copiii de la Baia Mare, prima capitală a Moldovei, adică facem și un pic de istorie de felul ăsta. Mulțumesc, de asemenea, domnul profesor Roma, care este și inițiatorul, are o societate a Sfântului Ștefan cel Mare și Sfânt, are o întâlnire și organizează și o întâlnire. Timpul Sfintei Liturghii, domnul colonel Nica a împărțit niște cărți religioase, Acatistul Sfântului Ucenic,
s-a terminat. După această mare zi și a Sfântii Liturghii, domnul colonel Nica va să prezinte și o să aibă loc și o manifestare culturală de către Societatea Culturală Ștefan cel Mare și Sfânt de la Baia, de la Suceava. O manifestare care a mai avut loc și cu alte prilejuri la Bogdănești, la Suceava, în 20 iulie, acolo este hramul bisericii Sfântului Ilie, unde participă regulat și preasfințitul Pimiel. Aici va avea loc această manifestare în Casa Armonia, cum o numește domnul colonel Nica. Așteptăm să iasă și părintele ca să prezentăm acest mic moment cultural și patriotic. După terminarea liturghiei, enoria și vin spre Casa Armonia, unde se va servi masa. Înainte de servirea mesei, va avea loc un moment cultural și patriotic, ținut de către Asociația Culturală de la Baia, Ștefan cel Mare și Sfânt, condusă de președintele acestei asociații, domnul profesor Popa. După terminarea Sfintei Liturghii, oficiată de părintele Orga Daniel de la Suceava, începe această mică manifestare culturală, cum am specificat mai înainte. Ce durere!
Am o vorbă ca să spun. De la noi, dacă ai soții, cu drag răspund, bun venit. Iar-i venit cu gândul rele, du-te înapoi cu ele. Te ieși cu gânduri curate, te-o primi ca pe un frate. Și te-am invitat în casă și vom pune și la masă. Și vom pune pe la mese din bucatele alese. Dăm veste peste hotare, avem oaspeți de onoare. Din Bucovina, locuri sfinte, prea fericitul părinte. Așadar, oaspete dragi, poftește la noi în prag și gustă din pâine cu sare ca la oaspeți de onoare. Și ca să ne veselim, vom bea și un pahar cu vin. N-ați prea fericite, părinte, vă rugăm să poftiți. Am înghețat eu, dar pe el duc. Ce să facă și cu mine, mă zor? Unde? Tot așa? Doamne, sufletul adormitilor robilor tăi. Părintele Iorga Daniel face un prohod acum la rugămintea Domnului Colonel Mica. Vizitorul și făcătorul Dumnezeul nostru, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Pretinde zicile mate avem și rugătoare bine primite către Dumnezeu. Uite-ți da de la nicia ta, nu m-am Doamne Iisus Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin. Iertați-i cu toți, Dumnezeu să iese cu Dumnezeu în iasă, amin. Dar o să intrăm la masă acum? După acest prohod de domnul colonel Nica, invită toți senoria și la masă, mulți sunt în sala de mese deja, afară este un pic cam frig. Și cu acest prilej, domnul colonel o să înmâneze la toți prezenții câte o insignă cu tricolorul românesc și semnele heraldice. Așa că vă dați seama
cu cine votăm sau cine sunt votanții care au slujit la foară, guvernanții care, de fapt, nu sunt guvernanții României. Sunt guvernanții altor state și puteri străine. Așa s-a făcut. Vis-a vis de paleta albastră, acum guvernanții se sunt paleta albastră. Sala de mese este arhiplină. Încă mai sunt locuri care nu mai sunt locuri și sunt tineri care nu stau în picioare. Un lucru deosebit care îl face în permanență domnul colonel Mica, cu invitați de seamă, de pe meleagurile noastre și celelalte meleaguri moldovene. Și nu numai. Drept pentru care primește și merită să primească răsplata noastră. Onorându-l cu prezența de fiecare. Un moment cultural acum, care continuă în sala de mese cu Asociația Ștefan cel Mare de la Baia. Cu catrință și cu ie, vă cântăm cu bucurie. Am venit și cu o floare, că e mare, mare sărbătoare. Cu parfum de ghiocel, pentru preotul Daniel. Dar am venit și cu o floare, că e mare sărbătoare. Cu parfum de fulgoret, pentru domnul colonel. Thank you.
S-a cântat cântecul la mulți ani și s-a urat la toate femeile cu nume de floare și la bărbați. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, preacucernice Părinte, binecuvintează. Binecuvântat este Dumnezeu Cel ce ne hrănește din darul sale, o soldat, o da iubire de oameni. Totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Domn colonel și toată echipa care o servit aici la masă astăzi, vă mulțumesc din suflet, Dumnezeu să ne sănătate, bine, bine, amin.